Thank you.
Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru timpul de rugăciune din Psalmul 105, de la versetul 1 până la versetul 9 inclusiv. Psalmul 105, de la versetul 1 până la 9 inclusiv. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstia Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Amen. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de cura Lui, sămânță a robului Său, Avram, copiii lui Iacov, aleșii Săi. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. El își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru 1000 de neamuri de om, de legământul pe care l-a încheiat cu Avram și de jurământul pe care l-a făcut cu Isaac. Amin. Amin. Ocupați locurile. Haideți în continuare în această dimineață să intrăm cu toții în prezența lui Dumnezeu, să ne închinăm, să aducem laude, să ne alăturăm psalmistului care începe așa frumos și spune: lăudați pe Domnul, chemați numele Lui. Vreți să facem lucrul acesta în această dimineață? Haideți cu toții împreună să lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare. Amin. Vrem să ne vedem, Doamne, în această dimineață, prezența Ta s-o simțim în inima noastră. Amin. Vrem să te vedem, vrem să te auzim. Do it.
bunătatea lui Dumnezeu este mare în această dimineață. Amen. Pentru mine, în primul rând, și pentru voi fiecare care sunteți aici. Se cuvine în această dimineață să ne aducem aminte din nou de minunile care le-a făcut Dumnezeu în viața noastră. Se cuvine să ne aducem aminte de bunătatea lui Dumnezeu, de harul. Că dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu, să știți, dragii mei, că în această dimineață niciunul dintre dumneavoastră și împreună cu mine n-am fi fost aici. Haideți să ne ridicăm în picioare și în această dimineață următoarea rugăciune care aș vrea să o facem este lucrul acesta. Aș dori să venim într-o rugăciune de mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Într-o rugăciune de recunoștință în care să recunoaștem că dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu, dacă n-ar fi fost bunătatea lui Dumnezeu, dacă n-ar fi fost numele lui Iisus Hristos în care este eliberare, n-ar fi fost aici. Haideți să plecăm capetele noastre și să facem o rugăciune de mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Probabil că nu va fi o rugăciune cu gura largă descrisă. Probabil că nu va fi o rugăciune strigată. Dar aș dori să strigăm din adâncul inimii noastre. Amin. Și să spunem, Doamne, mărturisesc că dacă n-ai fi fost Tu Domnul vieții mele, n-aș fi fost aici. Mărturisesc, Doamne, că dacă Tu n-ai fi fost prezent în familia mea, n-ar fi fost pace. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de mărturisire. Și dacă avem poveri care simțim că trebuie să le mărturisim lui Dumnezeu în această dimineață, haideți să ne eliberăm de ele, ca cu toții să putem să intrăm în continuare în închinare, în prezența lui Dumnezeu. Că dacă ai poveri în viața ta, nu vei putea să intri în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este aici pentru că ne spune cuvântul Său că unde doi sau trei este prezent, El este acolo. E prezența lui Dumnezeu aici, dragii mei. Haideți să intrăm într-o rugăciune de mărturisire și apoi să putem intra în prezența lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin. Aleluia! Îți mărturisesc, Doamne, Iisus Hristos, îți mărturisesc, Iisus, că dacă n-ar fi fost harul, n-aș fi vrednic să stau aici, dar știu că sângele lui Iisus Hristos curățește orice păcate. La picioarele crucii lui Iisus Hristos, vin să las din nou viața mea, vin să las povara mea, alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui, versetul 4. Ocupați locurile, vă rog. Psalmistul ne îndeamnă în această dimineață, cu primul verset, să lăudăm pe Dumnezeu, să vorbim despre toate minunile Lui, apoi ne îndeamnă să alergăm la Dumnezeu, cred că este un lucru care deja l-am făcut cu prim pas,
am alergat la casa lui Dumnezeu. Și vreau să cred că toți, împreună cu copiii noștri, toți alergăm la casa lui Dumnezeu. Pentru că vrem să-L lăudăm. Vrem să ne aducem aminte de minunile Lui. Pentru că El ne-a dat o viață nouă. Ne-a dat o bucurie, un zâmbet pe față. Să știți că nu este un lucru de toate zilele să ai bucurie pe față. Nu este un lucru de toate zilele să lauzi pe Dumnezeu. Haideți în continuare să lăudăm pe Dumnezeu. Cu toată inima noastră. Vă îndemn pe toți, cu biserica întreagă, să ne unim cu echipa de închinare și să lăudăm pe Dumnezeu. Să ne fărim cu numele Lui Cel Sfânt. Amin? Amin. Cântăm cu toți o cântare în Domnul Domnului. Să
care l-a încheiat cu Biserica Maranata, de jurământul pe care l-a făcut cu Biserica Maranata. El este aici. Amen. Să-ți spere gândul, nu uita că ai făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. În următoarea rugăciune care vom vorbi lui Dumnezeu, îi vom cere lui Dumnezeu, aș dori să ne rugăm pentru cei bolnavi în suflet. Amen. Apoi să ne rugăm pentru cei bolnavi în trup, care au nevoie de prezența lui Dumnezeu. Mai mult ca și o eliberare, mai mult ca și o vindecare, dragi frați și surori, să știți că avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în inima noastră. Și când prezența lui Dumnezeu este în inima noastră, să știți că uităm de durerea noastră. Uităm de suferința noastră, uităm de boala noastră. Pentru că prezența lui Dumnezeu, harul Său, bunătatea Lui ne este de ajuns. În momentele care urmează, aș dori să aducem cauzele noastre de boală, cauzele noastre de mântuire, să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Pe ecran sunt afișate câteva și aș dori să nu uităm de aceste cauze, chiar când suntem la casele noastre. Chiar când suntem la locurile noastre de muncă, necurmat să aducem aceste cauze înaintea lui Dumnezeu. Pentru că lui Dumnezeu îi place când vede că copiii lui, frații lui, frații împreună simt unii cu alții. În această dimineață aș dori ca să înălțăm o rugăciune pentru cei bolnavi și aș dori ca cei care sunt scriși acolo să simtă că Biserica Maranata în această dimineață se roagă. Amin. Să simtă că puterea lui Dumnezeu îi cercetează. Amin. Dacă mai sunt cauze care vreți să le aduceți și nu sunt afișate aici pe ecran, aș dori să le aduceți cu voce tare. Și eu cred, sunt convins că Dumnezeu ascultă. Amin. Să ne rugăm pentru sora Ioana. Amin. Să ne rugăm pentru cauza care sora Dana de mult timp o aduce înainte lui Dumnezeu. Și pentru fiica mea. Să ne rugăm și pentru Maria Ciorei. Amin. Să știți chiar că dacă de multe ori mi s-a întâmplat și mie lucrul acesta și cred că vi se întâmplă și vouă, ai o durere în tine. Sau ai o cauză pe care ai vrea să o spui și parcă n-ai curajul să o spui înaintea bisericii. Dar Dumnezeu care îți cunoaște adâncul inimii tale, dacă ai curajul în această dimineață să crezi că Iisus Hristos este aici și poate să vindece, sunt convins că El va lucra. Haideți să ne plecăm capetele și cu toții, îmi place cuvântul acesta, cum spunea în Apostolii, într-un gând, un cuget, erau toți acolo. Haideți și noi împreună, într-un gând, un cuget, în această rugăciune, să mijlocim pentru aceste cauze care au fost aduse. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm Domnului cu credință.
spase locurile, vă rog. Versetul 2, partea a doua și versetul 3, începutul, spune așa. Vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui Cel Sfânt. Amin. A face lucrul acesta, a vorbi despre minunile care le-a făcut Dumnezeu în viețile noastre, a ne făli cu numele Dumnezeu, nu facem altceva decât să scoatem la iveală recunoștința care o aducem Dumnezeului nostru. Loialitatea față de El. Bucuria noastră este aceasta de a ne făli cu numele Lui Dumnezeu, pentru că avem un Dumnezeu mare, puternic, căruia îi se cuvine toată lauda. Căruia îi se cuvine să-i dăm viața noastră, să-i dăm familia noastră, să-i dăm tot ce avem. Pentru că, nu uitați, El este Cel care a dat întâi. Amen. Iisus Hristos spune cuvântul Lui Dumnezeu, când noi încă eram departe, nici nu cunoșteam, El a venit și a murit la cruce. V-ați gândit vreodată profund la lucrul acesta? Ce mare dragoste ne-a arătat Tatăl încât a dat pe Fiul Său? Și noi trebuie să ne fălim cu acest Dumnezeu. Să nu ne fie rușine să mărturisim. Să nu ne fie să mărturisim despre bunătățile Lui. Despre minunile făcute în viața noastră. O, Doamne, ajută-ne să-ți fim recunoscători. Să-ți fim loiali. Haideți să cântăm cu toții o cântare. Tu faci cerul să coboare și în dimineața asta, în inima noastră, prin Duhul Sfânt. Să mai facem o ultimă rugăciune, la timpul de rugăciune.
alergați la Domnul, versetul 4, și la sprijinul Lui. Și partea a doua, care vreau să o subliniez, spune așa. Căutați necurmat fața Lui. Amin. Un alt psalm spune așa. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și mânții se umple fața de rușine. Haideți să intrăm cu toți într-o rugăciune și aș dori ca această rugăciune să fie o rugăciune individuală pentru fiecare, în care să rugăm pe Dumnezeu să lumineze fața Lui peste noi. Dacă până acum n-am căutat fața Lui Dumnezeu în problemele noastre, în bucuriile noastre, la închinare, când suntem prezenți la biserică, aș dori ca să ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze fața Lui peste noi. Nu numai când suntem aici la biserică, ci și când suntem acasă, copiii când sunteți la școală, când suntem la locurile noastre de muncă, să rugăm pe Dumnezeu ca El să lumineze necurmat fața Lui peste noi. Amin. Și noi să căutăm necurmat fața Lui. Amin. Ne rugăm pe toți. Doamne, venim la Tine. Ești atât puternic, Doamne. Și mulțumim că Te-am plăcut și pe la ori Doamne. Doamne Dumnezeu, avem nevoie de fața Lui Dumnezeu mai mult ca orice. Avem nevoie de prezența Ta mai mult ca orice. Tatăl Dumnezeu, dacă până acum Dumnezeu ne-a venit de situație, n-am căutat prezența Ta, Dumnezeu. N-am căutat fața Ta, te rog, Dumnezeu, dimineața din nou să faci să strălucească lumina și să-ți gândiți de vină.
Suge domnul cu orchestra. Apoi tinerii și urmă iarăși orchestra. Thank you.
să ne ridicăm în picioare și înainte să citim cuvântul Domnului, să dăm mai înapoi cu alții și să ne spunem unii alții bine să iei acasă. Atât de odihniți vă văd în dimineața asta. Copiilor, de ce nu vă salutați? Salutați-vă! Azi e duminică, nu e școală, mâine e școală. Fiți bucuroși astăzi. Au început să cânte în limba italiană la orchestră. Ați observat, nu? Regula bisericii noastre este două cântări în limba italiană la fiecare slujbă. Începând din 2017, trecem la trei cântări la fiecare slujbă. Progresăm încetişor. Întreb copiii dumneavoastră, întreb ce sunt ei, ce sunteți voi, mă? Ce ești tu? Știți ce îmi spun? Italiano. Ei s-au născut în Italia și sunt italiano. Ei bine, dragă italiano, aici va trebui să evangelizez. Și în limba pe care mănânci cel mai bine, va trebui să îi evangelizez pe dragii noștri italieni. Domnul să vă ajute și să ne ajute și pe noi. Deschidem cuvântul Domnului la Evrei, capitolul 2, citim de la versetul 1 la versetul 14. Sigur că rămânem în contextul epistolei lui Pavel către Corinteni. Și vorbim despre daruri. Corinteni 12. Însă astăzi citim Evrei, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 4. Și vorbim despre darul minunilor și darul deosebirii duhurilor. Cuvântul Domnului spune în felul următor. De aceea, cu cât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrările pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi? Paranteză, pocăiții. Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită înainte de Domnul, ne-a fost adevărită de cei ce au auzit-o. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Amin. Haideți să ne ocupăm locurile. Dragi copii, noi am avut răbdare și v-am ascultat cele două cântări cântate cu orchestră și a fost extraordinar de frumos. Acum vă rugăm să aveți și voi răbdare cu noi și să ne ascultați și pe noi. Nu știu cât o să pricepeți voi, cât greu pricepem noi. Mesajele acestea sunt grele, așa cum am spus, dar Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre darurile Duhului Sfânt și dorința mea este să trezesc interesul copiilor lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte că Biserica lui Dumnezeu este vie, că ea este călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că aici este prezența divină, e Dumnezeu prezent peste noi, în noi, în mijlocul nostru, și că trebuie să punem în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Deci dorința mea este să trezesc interesul dumneavoastră și sper să reușesc. Probabil nu eu, ci cuvântul lui Dumnezeu vestit prin mine. Acum capacitățile mele sunt limitate, voi mă cunoașteți. În măsura în care înțeleg, în care pricep, în care mă pregătesc, așa vreau să prezint cuvântul Dumnezeu. Și voi vă rugați ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune. Și mai mult decât atât, dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează la mințile noastre, este extraordinar, e fantastic. El ne face să pricepem, să înțelegem cel mai bine. Spunea fratele Ionic într-una dintre duminici, că fiecare dintre noi avem cât un dar. Dar știți ce mă neliniștește pe mine? Și mă preocupă în același timp. Există două extreme. Noi predicăm de aici și strigăm de aici, din față. Fiecare avem cel puțin câte un dar. Și așa este. Dar ceea ce mă neliniștește este faptul că unii îngroapă talentul și doi, există cealaltă extremă care neapărat consideră că talentul lor este, că darul lor este unul care trebuie pus în aplicare în slujba publică. Și vor să pună mâna pe microfon. Ăsta e tot ce vor să facă.
Și dacă Dumnezeu ți-a dat darul dărniciei, de ce trebuie să strigi de aici din față? Știți, fraților, eu fac o grămadă, o mulțime de ajutorări. Dacă Dumnezeu ți-a dat acest dar, care nu se vede, să te ajute Dumnezeu și să mă ajute Dumnezeu să se manifeste acest dar în mine, în taină, și Domnul să mă însplătească. Dacă ți-a dat Dumnezeu darul mângâierii, darul ospitalității, ce trebuie să știe toată lumea că tu ai ospitat doi oameni în casă la tine? De ce trebuie să pun mâna pe microfon pentru asta? Și să știe toată lumea. Fraților, dumneavoastră, știți că dorința noastră ca și biserică, de aceea nu suntem o mulțime mare. Și vă știți asta. Din 2001 am început mișcarea la Udine și am început să ne întâlnim împreună și mai întâi la frații italieni, după ce ne-am, din 2007 suntem în locul acesta. Și de aceea nu ne-am înmulțit în halul, sau nu știu cum să spun, într-o manieră extraordinară, numerii, pentru că ne dorim ca disciplina lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al Dumnezeu să fie în mijlocul nostru. Amen. Au fost oameni care au trecut pe aici și au spus, Dumnezeu mi-a dat talentul predicării, Domnule. Și după ce și-a trăit o viață mizerabilă în lume, a venit acest și a spus, vreau să fac profesor, cu alte cuvinte. Și nu i-a mers. Pentru că noi locuiește Dumnezeu. Și pentru că noi nu ponegrim numele Dumnezeu și nu ne batem joc de cuvântul Dumnezeu. Toți cei în care locuiește Dumnezeu și prin care se manifestă darurile Duhului Sfânt al Dumnezeu, trebuie să aibă o viață trăită, curată înaintea Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. Să avem un caracter nobil. Și în primul rând, la locul de muncă, mărturisim frumusețea lui Dumnezeu în noi. În primul rând, pe scară, la vecini, mărturisim frumusețea lui Dumnezeu. Și în primul rând, în familiile noastre, mărturisim pe Dumnezeu. Și apoi începem să muncim și în afară. De ce vă spun toate lucrurile astea, fraților? Pentru că în momentul când apărăm în fața poporului și punem mâna pe microfon, în momentul în care Daniel predică, cu alte cuvinte, Daniel nu spune altceva decât uitați-vă la mine și faceți cum fac eu, pentru că și eu fac cum face Hristos. Vă invit să priviți la mine și să priviți la mine. Și priviți la caracterul meu, și priviți la comportamentul meu, și priviți la trecutul meu, și priviți la prezentul meu, și priviți la viitor, adică la viziunea care o am ca și slujitor. Fie ca Dumnezeu în această dimineață să lase cuvântul Său autoritate supremă peste noi. Amin. Să lase Dumnezeu Duhul Sfânt care să lucreze la mințile noastre și să ne știm fiecare locurile noastre și în umilință și smerenie să ne apropiem de frumusețea Harului Lui Dumnezeu. Doamne, ajută pe fiecare. Amin. Această dimineață, fraților, vorbim despre darul minunilor. Am vorbit, cred că suntem la cea de-a noua predică, a doua mesaj din Corinteni 12, darul minunilor și dacă ne permite timpul și cred că ne va permite, vom vorbi și despre darul deosebirii duhurilor. E greu. E foarte greu. Dar pentru cei care sunt pasionați de Cuvântul lui Dumnezeu, cei care sunt doritori de a cunoaște frumusețea autorității și a Cuvântului Dumnezeu, câte ceva tot vom înțelege. Pentru că Duhul Sfânt ne va da lumină, ne va călăuzi și ne va da înțelepciune. Fraților, noi știm și vă spuneam că darurile Duhului Sfânt, nu vorbim despre darurile omenești, nu vorbim despre darurile câștigate prin școli, câștigate prin studiile noastre. Vorbim despre niște daruri supranaturale, daruri ale Duhului Sfânt. Nu, acum imaginați-vă dumneavoastră, cât vreți să pricepeți despre Duhul Sfânt, despre Dumnezeu? Daniele, cât vrei să pricepi despre Dumnezeu? N-am cum să pricep prea multe. Și nici tu n-ai cum să pricepi. Pentru că dacă îl pricepem în totalitate pe Dumnezeu, El nu mai este Dumnezeu. Dacă noi percepem în totalitate pe Dumnezeu, noi nu mai suntem oameni, suntem zei, suntem supranaturali. Câte o fărămitură din frumusețea lui Dumnezeu pricepe. Câte ceva. Ei, fraților, darurile Duhului Sfânt sunt acele înzestră divine de la Duhul Sfânt, ascultați-mă, care au un scop bine determinat, precis. Scopul manifestării darului Duhului Sfânt în mine, în tine, este zidirea bisericii. Este construirea trupului Iisus Hristos. Nici într-un caz nu ne scoate în evidență pe noi personal. Ce grozav ai predicat, frate Daniel, astăzi, sau ce grozav ați cântat voi astăzi. Nu! Noi, prin darurile care ne-a dat Dumnezeu, scoatem în evidență pe Hristos. El să fie slăvit. El să fie onorat. Noi suntem doar unelte prin care lucrează Dumnezeu. Fraților, primul lucru care vreau să le transmit, darul minunilor, da, sursa minunilor. De unde sunt minunile astea? Pentru că noi trăim în 2017 și
ne duce pe canalul 187, pe care toți îl aveți acasă, la televizor. Și auziți acolo și predici bune și vedeți și lucruri frumoase. Dar de deodată vedeți niște lucruri care se întâmplă strani. Vedeți cum oamenii cad pe jos, cum se întâmplă tot felul de minuni, da? În 2017, tehnologia este așa de avansată și informația ajunge așa de repede la noi, că trebuie să fim foarte atenți și să facem mereu analiză cu Cuvântul Dumnezeu înaintea noastră. În primul rând, fraților, există două surse a minunilor. Una vine de la Dumnezeu și aici noi insistăm că suntem credincioși, suntem pocăiți și cu toții credem că Dumnezeu este sursa adevărată a minunilor. Așa-i? Cea mai mare minune care a făcut-o Dumnezeu a fost învierea lui Iisus Hristos din morți. Deci asta este prima sursă infailibilă, adevărată. Dar mai există o sursă. Și le-am opresc puțin. Mai există o sursă a minunilor. Este diavolul o altă sursă. Diavolul o altă sursă a miracolelor. De aceea îmi doresc în vremea sfârșitului pe care noi o trăim să nu vă lăsați corupți, să nu vă lăsați momiți, păcăliți de tot ceea ce vedeți și auziți în jurul vostru. Cumpărați mereu cu Cuvântul lui Dumnezeu. Proiectează-mi, te rog frumos, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 8 la versetul 10, unde Cuvântul Domnului spune așa. Scoatem esența din acest context. Și atunci, în vremea sfârșitului, da, și atunci, se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nemici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Vorbește despre Anticristul. Versetul 9 spune, arătarea lui se va face prin... Vă rog să fiți foarte atenți. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de, subliniați, minuni, semne și puteri mincinoase. Și versetul 10, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Nu îi va amăgi pe pocăiți. Adică pe credincioși, pe cei care sunt născuți din nou, pe acei creștini care trăiesc în fiecare zi cu Dumnezeu. Nu îi va amăgi numai pe cei care vor fi și care sunt pe calea pierzării, spune versetul 10. Pentru că au primit dragostea adevărului, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și acum uitați-vă la versetul 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Matei 7, și diavolul face minuni. Dar nu să mă uitați pentru voi, fraților. Dar eu vreau să vă reîmprospătez memoria. E tot ce vreau să fac. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, va fi o judecată. Hristos va fi aici și în cealaltă parte vor fi mulțimea de oameni care vor fi judecați. Și spune cuvântul Domnului, mulți îmi vor zice în ziua aceea, din mulțimea aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. Vă rog să fiți atenți, ce miracole! N-am scos noi draci în numele Tău. N-am făcut noi minuni în numele Tău. Și versetul 23 spune, atunci Iisus, la judecată, le va spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Păi scuză-mă, dar am dat la biserică. Am pus mâna pe microfon. Păi m-am rugat în limbi. Păi am scos dragi, Doamne Iisuse, am făcut minuni. Niciodată, spune Iisus Hristos, nu v-am cunoscut pentru că ați trăit în mizerie. Ați lucrat fără de aici, fără de ce înseamnă păcat. Pentru că ați lucrat întotdeauna în păcat, ați trăit în mizerie. Frați și surori, sursa miracolelor, minunilor de la Dumnezeu, slăviți să fie Domnul, și o altă sursă este de la diavol. Atenție! Diavolul face minuni în mod accentuat, mai ales în ziua de astăzi. Mai ales în vremea aceasta a sfârșitului. Și acum vă rog să fiți foarte atenți ce vreau să vă spun. Ioan 6:25. Am văzut oameni mereu, în mod special în comunitatea pentecostală, oameni care aleargă după lucruri extra. Ca și oameni, noi suntem curoși. Curoși. Omul este în general curos. Așa se naște. Aș vrea să știu ce se va întâmpla cu mine mâine. Aș vrea să știu ce se va întâmpla cu mine peste un an, peste doi. Și dacă cineva îți spune și îți prezice viitorul, parcă te simți mai bine. Oamenii, în general, aleargă după preziceri. Vor să știe lucruri extra normale. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Când l-au găsit dincolo de mare, au zis, mulțimea a alergat după Iisus Hristos. Învățătorule, dar când ai venit aici? Că nu te-am văzut. Ai luat și te-ai dus cu barca și noi te-am căutat. Și Iisus Hristos le răspunde, drept răspuns, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru
că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Există oameni. Au existat în vremea lui Iisus. Există oameni în vremea noastră care nu interesează cuvântul lui Dumnezeu. Care spune, trăiți adevărul, nu furați, nu mințiți, umblați cu Dumnezeu, iubiți, respectați, fiți smeriți, fiți umili. Nu interesează asta, pe ei interesează numai lucrurile extra, minunile, miracolele, semnele. Ca și în vremea lui Iisus. Și Iisus a spus, potoliți-vă, oameni buni. Potoliți-vă, voi nu alergați după, voi alergați după mine pentru că v-am dat de mâncare, voi alergați pentru că aveți interese. Știți ce vreau să vă spun, fraților? Alergarea după miracole. Și în mod special în cultura noastră pentecostală, creează dependență. Și să ne ferească Dumnezeu de lucrurile acestea. Creează dependență. Și o să zici, măi, dar ăla care trage toată ziua pe țigară, zice, ăla e un dependent. Ăla care suflă în pungă. Ăla care fumează iarbă. Ăla care... Dependență și în contextul spiritual. Alergarea după minuni, fără să căutăm cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să creeze dependență în mod special de oameni. Și zeificăm oamenii aceștia care predică extraordinar, oamenii ăștia care cântă extraordinar, oamenii ăștia care mărturisesc extraordinar, oamenii ăștia care procesează extraordinar. Începem să-i zeificăm și ne uităm la ei de parcă ei n-ar fi oameni păcătoși născuți în păcat din femeie, cum suntem toți. Că parcă ei ar fi zei. Fraților, sursa minunilor și a miracolului este de la Dumnezeu și este de la diavolul. Haideți să vedem cu textul în care se manifestă darul minunilor. În primul rând, fraților, darul minunilor, atunci când se manifestă într-un slujitor, se manifestă, uitați-vă ce mare diferență, de felul cum gândește societatea creștină și cum gândește cuvântul Dumnezeu. Darul minunilor se manifestă când decide Dumnezeu. Zice, haide să ne rugăm pentru un bolnav, că așa ne vine nouă. Hai să facem ceva, hai să facem un minune, hai să rugăm pentru Dumnezeu să facă o minune. Darul manifestării minunilor se manifestă când decide Tatăl, când decide Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iosua, capitolul 3, versetul 13, spune, să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Scoatem versetul din context și vi-l explic. Și de îndată ce preoții care duc chinul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două și anume apele care se coboară de sus se vor opri grămadă. Poporul trebuia să treacă Iordanul. Iordanul era foarte larg. Un fiume extraordinar de mare. Și Dumnezeu spune, mâine dimineață, poporul meu, da, vă faceți corturile, vi le împachetați toate, îi trebuia o jumătate, zis să împacheteze corturile, și zice, pe aici drumul, trecem prin apa asta. Și oamenii aceștia, uitați-vă ce credință, au împachetat toți corturile, au strâns mâncarea, tot ce au avut pe acolo, și zice cuvântul Domnului fermător, când vor pune preoții talpa piciorului în apa Iordanului, nu se va deschide Iordanul la 12 noaptea, nici la 2 noaptea, numai când ei vor pune primul pas în apă. Asta e credința, fraților. Asta înseamnă să apelezi la forța credinței dumnezeiești. Când vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, atunci se va despica Iordanul. Nu când vrem noi se despică Iordanul. Minunea nu are loc când vine sora plângând și zice, te rog, domnule pastor, fă-i ungere la pruncul meu și roagă-te peste el. Nu are loc când vrem noi. Minunea are loc când vrea Dumnezeu, când decide Dumnezeu și El se folosește de noi ca să împlinim lucrările sale. Amin? Slăviți să fie Domnul care vorbește prin cuvântul Său. Fraților, darul minunilor, așa cum am spus, se manifestă când decide Dumnezeu. Avem și exemplul lui Pavel în ostrovul Malta. În al doilea rând, darul minunilor se manifestă în interesul, și aici vreau să fiți foarte atenți, în interesul spiritual al credinciosului. Matei 24:1. Iisus Hristos trece pe lângă templu. Templul a fost o clădire extraordinar de frumoasă pe vremea aceea. Foarte bine construită, înaltă, lată, extraordinară. La ieșirea din templu, ucenicii n-aveau ce să vorbească și l-au oprit pe Iisus și i-au spus, uite-te, te rog frumos la templul ăsta. Nu e așa că templul ăsta e extraordinar. Nu e așa că construcția lui depășește orice construcție. Și i-a ieșit din templu pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Versetul 2. Dar Iisus le-a zis. Vedeți voi toate aceste lucruri.
Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. Frați și surori, în ochii lui Dumnezeu, cel mai mare miracol nu a fost clădirea templului, ci salvarea sufletului. Și zice Zor Hristos, aici, piatră pe piatră nu va, nu va rămâne și va fi dărâmată spiritual. Iisus Hristos vorbește spiritual și zice, discuția asta voastră firească și literală de pietre, de bolovan, de clădiri, de cât de frumos e acoperișul, de cât de frumoasă și tare e fundația, Iisus Hristos o transformă și zice, mergem să vedem lucrurile spirituale. Nu asta mă interesează pe mine. Cu alte cuvinte, minunea cea mai mare nu e frumusețea clădirii, minunea cea mai mare e că eu într-o zi voi muri. Pentru tot pământul. Voi muri pentru Ierusalim, voi muri pentru evrei, nu va rămâne și piatră pe piatră să nu fie dărâmată. Din punct de vedere spiritual a vorbit Iisus. Și a spus, va trebui să mor și în 3 zile voi zidi din nou templul. Vedeți cum duce discuția pe plan spiritual. Pentru că interesat Iisus este nu de miracole și de semne, ci de salvarea sufletului. Iisus vrea ca omul să ajungă în rad, slăvit să fie Domnul. Uitați-vă la Nicodim. Stă de vorbă Iisus cu Nicodim. Ama, ce-a fi făcut un mare ridicator de al nostru, faimos, o vedetă de-a noastră, care apare toată ziua prin toate bisericile și pe toată televiziunea? Și zice așa Nicodim către el. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Dom'le, deja dacă cineva ca Nicodim, încătorat de vremea aceea, un om învățat, da, se adresează așa de frumos, învățătorule. Știi ceva? Știm că ești un Dumnezeu venit de sus. La Iisus deja trebuia să-i pompeze inima, da? Să se umfle Iisus imediat de bucurie, să zică, wow, ce frumos, mă respectă. Știm că ești un învățător venit de sus. Și că, spune Nicodim, nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu. Ioan capitolul 3. Dacă nu este Dumnezeu cu el, auzi, nu numai că ești învățător, dar faci și semne, faci și minuni. Și nimeni nu poate face semnele astea dacă nu-i de la Dumnezeu. Și Iisus Hristos, uitați-vă ce face cu la versetul 3. Iisus Hristos, ce face cu Nicodim? Nicodim, dragă, tu mă lanți pe mine. Un învățător grozav, un predicator grozav, îmi spui că fac semne grozave, foarte bine. Uitați-vă de Iisus Hristos. De răspuns Iisus i-a zis. Adevărat, adevărat îți spun. Cel mai mare miracol. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce-l interesează pe Iisus Hristos? Semnele? Minunile? Înmulțirea pâinilor? Ce-l interesează pe Iisus Hristos? Schimbarea minții, schimbarea inimii, omul care a fumat să nu mai fumeze, omul care a băut să nu mai bea, omul care a trăit în mizerie să nu mai trăiască în mizerie, să vină la Hristos, omul care a fost chinuit de patimă să fie liber, asta-l interesează pe Iisus Hristos. Au venit ucenicii la Iisus Hristos și au spus în felul următor. Oameni și ei, 70 de ucenici peste care s-a rugat Iisus Hristos și a trimis la evanghelizare. Și s-au întors înapoi și au spus așa, Iisuse, oprește-te că vrem să-ți spunem ceva. Chiar și dracii sunt supuși în numele tău. Ne-am dus prin toate satele, pe toate ulițele. Luca 10 de la versetul 17. Versetul 17, da. Ne-am dus pe toate ulițele. Am umblat pe toate străzile. Ne-am rugat pentru bolnavi, bolnavi erau vindecați. Ne-am rugat să se mulțească un de lemnul în casă. S-a mulțit un de lemnul. Ne-am rugat să fie, să fie eliberați de patimi alcoolului. Au fost eliberați oamenii ăștia. Și erau tare bucuroși. Și Iisus Hristos îi oprește și le spune așa, măi oameni buni, ascultați-mă, versetul 20. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Că ați vindecat bolnavi. Să nu vă bucurați de faptul că ați avut biserici de 200 de membri. Să nu vă bucurați de faptul că ați avut laudă și închinare, orchestră și așa mai departe. Bucurați-vă! Da? Că numele voastre sunt scrise în cerul. Bucurați-vă că voi sunteți copii ai lui Dumnezeu! Că voi veți moșteni cerul într-o zi! Slăviți să fie Domnul! Știți ce vreau să scot în evidență, fraților? Că Iisus Hristos, orice discuție din Scriptură, o duce la nivel spiritual. Schimbă macazul în orice situație și spune prioritar nu sunt semnele și minunile, deși ele trebuie să fie. Prioritar este salvarea sufletului omului. Prioritar este ca omul să nu meargă în iad, să nu ardă toată viața, ci să ajungă în cer la Dumnezeu. Domnul să ne ajute, fraților, să facem parte din acei oameni care vom moșteni cerul. Deci, darul minunilor, fraților, se manifestă în interesul spiritual al credinciosului. Vă spuneam de fiecare dată, la fiecare slujire, la fiecare predică despre darul Duhului Sfânt, că
nu are voie să aibă loc nicio manifestare a Darului Sfânt în afara contextului predicării Cuvântului Dumnezeu, în afara contextului salvării oamenilor. Nu ne jucăm cu darurile Duhului Sfânt, cu darurile Dumnezeu. Le facem ca să ne vadă cei de lângă noi cât de puternici suntem. Nu. El întotdeauna trebuie să aibă loc în contextul vindecării sufletului unui om. În contextul recuperării unui necredincios. Apoi, fraților, aș vrea să vă spun că darul minunilor ne încurajează. Se manifestă foarte puțin în zilele noastre. Pentru că oamenii s-au depărtat de Dumnezeu. Pentru că oamenii nu mai umblă cu Dumnezeu. Pentru că oamenii se îmbrăcesc în mizerie. Și apoi, ca la bar, la o chemare de genul acesta, ar vrea ca Dumnezeu să răspundă după aceea, da? După ce ne trăim viața pe unde vrem și pe unde putem, după aceea vrem ca Dumnezeu să se manifeste prin noi. Nu funcționează așa cu Dumnezeu. Galatei 6:7 spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie baciocorit, fraților. Ce seamănă omul, aia va se cera. Vă repet mereu acest verset, pentru că este un verset care mă urmărește în fiecare zi. Frați și surori, manifestarea darurilor minunilor, a miracolilor, ne încurajează. Da, ne zidește biserica. Dar nu uitați că noi nu ne zidim pe miracole și pe semne. Ne zidim pe Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă repet ce v-am mai spus odată. Au fost tineri care au venit să-mi spună, frate Daniel, în duminica asta am simțit la biserică o prezență fantastică. Și m-am bucurat și am spus să vii să fie Domnul. A doua duminică a venit la mine în sfârșitul program și mi-a spus, n-am simțit nimic în duminica asta. Și l-am oprit și a spus așa, fii atent, băieții. Dacă credința ta e zidită pe simțuri, pe ce simți sau ce nu simți, tu vei trăi drame în viața de creștin. Credința ta trebuie să fie zidită pe Cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu spune așa, dacă doi sau trei se adună și cheamă numele meu, eu voi fi prezent în mijlocul lor. Prin credință. Așa spune Cuvântul. De aceea vă spun, zidiți pe credință, nu pe semne, nu pe miracole, nu pe vorbiri în limbi, nu pe prorocii, deși ele sunt darurile Duhului Sfânt, e nevoie de ele în biserică, dar credința noastră este zidită pe Cuvântul Dumnezeu care spune, întotdeauna voi fi cu voi. Niciodată nu vă voi părăsi. Până la sfârșit voi fi cu voi. Veți fi persecutați. Nu vă faceți probleme ce o să vorbiți în fața judecătorilor. Că eu vă voi da, eu voi fi cu voi, eu vă voi da înțelepciune și călăuzire. De aceea credința noastră trebuie să fie zidită pe Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu alegi asta, vei trăi dezamăgiri și drame mari, tragedii. Când vei fi sus, când vei fi jos. Când vei fi un pocăit de nota 10, când vei fi un pocăit de nota 2. Zidește-ți credința pe Cuvântul lui Dumnezeu și nu zeifica niciun slujitor. Astăzi, frate Daniel, este aici. Și s-ar putea mâine să nu mai fie aici. Nu-ți zidi credința și nu mă lua model pe mine. Ia model pe Iisus Hristos să vii să fie El. Ia model Cuvântul lui Dumnezeu. Nu lua model slujitorii, că sunt oameni păcătoși și pot să cadă. Ia model pe Iisus care a biruit moartea, care a biruit păcatul și care n-a făcut niciun păcat. Să vii să fie Domnul. Am avut și eu, fratele, la pornirea mea în slujire. Am avut și eu modele. Și mă uitam la oameni și ziceam, wow, ce bine merg. Chiar unui păstor i-am spus, așa de mult ne-am face să fiu în biserica ta. Și-o zis omul ăla către mine, măi, dacă ai fi cu mine, nu mai iubi așa de tare. Și dacă mai cunoaște și ai vedea cu lucrurile. Și atunci, n-am spus nimic, că n-am înțeles. Dar a venit vremea să înțeleg că fiecare om este plin de slăbiciuni și care slăbiciunile sale. Și că noi ne putem îndrăgosti doar de Cuvântul Dumnezeu. Doar de Hristos, care este infalibil. Slăvit să fie El. Fraților, necredința împiedică manifestarea miracolelor. De ce nu avem miracole? De ce nu se fac minune astăzi? De ce nu vedem și noi vindecări, mulțiri de pâine și așa mai departe? Odată pentru că nu cerem în contextul predicării, în contextul salvării oamenilor. Le cerem toate aici în biserică. Când i-am dus noi vreodată? Frații ne-au făcut-o. S-au dus în centru, la oraș, în orașul Udine și într-o zi, rugându-se așa în taină, au făcut un șir indian și au tot încercuit centrul orașului, rugându-se, Doamne, dă-mi orașul ăsta, Doamne, pocăiește oamenii aici, Doamne, salvează suflete. Când ieșim afară din biserică și prin credință înaintăm și să zicem, Doamne, vrem miracole. Acolo, nu acea biserică. Ce miracole vreți acei fraților? Că suntem pocăiți cu toții. Suntem salvați prin sângele lui Hristos. Afară! Afară! Și de aceea facem casă de bătrâni. Și de aceea ne ducem afară cu brușul. Pentru că vrem afară să se manifestă darul semnelor și a minunilor. Nu că biserică nu poate să manifeste. Ba da, dar noi vrem afară. Acolo vrea Dumnezeu.
Fraților, haideți să trecem la cea de-a doua, la darul deosebirii duhurilor. Aș vrea să vă spun că e interesant ceea ce vă spun, dar astea sunt realitățile. Realitatea biblică. Efeseni 6 cu 12. Există o lume spirituală, invizibilă. Noi cu ochii de care nu reușim să vedem. Slujitorii care stau cu Dumnezeu în rugăciune și aproape Dumnezeu, Dumnezeu unor le deschide ochii. Și văd spațiul acela unde sunt două tabere. Acea dimensiune spirituală care nu se vede cu ochii de carne. Tabăra îngerilor, slujitorilor diavolului și tabăra slujitorilor lui Dumnezeu. Este un spațiu spiritual unde se dau bătălii extreme. Spune așa cuvântul Domnului, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Când îți vezi un coleg de muncă obraznic, care toată ziua te pistonează, toată ziua te enervează, că îți vine să iei ciocanul și să-i aplici două, da? Așa îți vine, că asta e firea. Dar de ce te uiți la el? Că nu el e debit. În el, în acele momente, se manifestă o influență demonică. În acele momente se manifestă slujitorul diavolului prin el. Nu el. Este o creatură lui Dumnezeu. Care are nevoie de pocăință și de iertare și de spălare. E cineva în spate. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Asta de-a să spune carne și sânge. Noi nu avem de luptat împotriva oamenilor. Că și în bisericile noastre sunt oameni obraznici și nesupuși. Și oameni care vor să facă ce vor. Și noi nu avem de luptat cu ei, că nu ei sunt de vină, ci acele forțe din exterior cu care ei trăiesc în fiecare zi și se murdăresc. Ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânirilor, întunericului, spune cuvântul Domnului. Împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Vai cât am căutat! Cât m-am strofocat cu... Ce-o fi, Domnule, în locurile cerești? Cum adică? Spațiul acela, care-i spațiul ăla unde diavolul are acces? Vă aduceți aminte la Iov? Că spune că Dumnezeu s-a întâlnit cu slujitorul său și la un moment dat acolo a venit ăla cu coarne, da? Și el a spus, l-ai văzut pe Iov? Dar cum are el acces în prezența lui Dumnezeu? Frați și surori, există, vă rog să fiți foarte atenți să vă rămână bine în minte, un spațiu spiritual invizibil, nu-l vedem cu ochii noștri de carne, unde se dau bătălii pentru sufletele oamenilor. În fiecare dimineață se dă bătălie pentru sufletul tău și pentru sufletul colegului tău și sufletul fratelui tău. În fiecare zi. Daniel, capitolul 10, versetul 3, spune felul următor. Luăm un verset din contextul profeției lui Daniel. Îngerul Dumnezeu trebuia să prezinte la Daniel, la slujitorul Dumnezeu. Și spune așa, n-am mâncat, versetul 13, nu 3, 13, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. A fost trimis îngerul lui Dumnezeu să-i comunice un mesaj din partea lui Dumnezeu lui Daniel. Da! 21 de zile, 3 săptămâni. Am avut de luptat împotriva căpetenii împărăției Persiei, adică un slujitor de la diavolul. Și Daniele, dragă, eu n-am putut să vin la tine, ai fost în post și rugăciune, dar a venit Mihail, îngerul. Și mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor și uite-mă acum, sunt lângă tine, frați și surori. În spațiul spiritual pe care noi nu-l vedem, se dau bătălii crâncene pentru sufletele noastre. De aceea, în fiecare dimineață, proclamați numele lui Iisus peste fiecare dintre voi. Proclamați numele lui Iisus peste copiii voștri când se duc la școală, mamelor care vă duceți cu bicicleta și cu mașina prunce la școală, în mașină, rugați-vă cu voce tare și spuneți, Doamne Iisuse, păzește-mi copiii, pentru că sunt lupte în exterior, sunt lupte în acel spațiu pentru copiii voștri și pentru sănătatea spirituală voastră. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, spune Efeseni 6, 11, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Există primul gând care vreau să vi-l transmit în acest context al darului deosebirii duhurilor. Că există o dimensiune spirituală. Există un spațiu spiritual unde se află cele două tabere care se luptă pentru sufletele noastre. În al doilea rând, fraților, haideți să vedem ce
nu este deosebirea Duhului, ca apoi să vedem ce este deosebirea Duhului lor. Ce nu este? Cum nu se manifestă? Proiectează-mi, te rog, în Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 18. Spune un pasaj pe care noi îl cunoaștem foarte bine. Mulți mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Și zice așa, nu strigeți Duhul. E parcă n-am avea puterea să stinge, da? Păi parcă eu așa de tare aș fi că aș putea să-l opresc pe fratele Cazan dacă are o descoperire din partea lui Dumnezeu. Mă fulmină Dumnezeu pe mine și pe oricare încearcă să facă asta, da? Când spune nu strigeți Duhul, spune ții persoană. E darul care Dumnezeu se manifestă, cu care se manifestă în tine. Tu să nu strigi Duhul. Nu strigeți Duhul. Versetul 20. Nu disprețuiți prorociile. Versetul 21. Atenție! De ce nu faceți? De ce nu facem? Slujitorii fac, dar voi de ce nu faceți? Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. În primul rând, frați și surori, discernământul spiritual, discernământul spiritual nu înseamnă manifestarea darului deosebirii Duhului. Nu înseamnă că am darul deosebirii Duhului prin faptul că discern spiritual lucrurile. Un alt exemplu. Unul Ioan, capitolul 4, versetul 1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui Duh. Să cercetați toate duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Cunoașterea Scripturii nu înseamnă deosebirea Duhului. Nu înseamnă că se manifestă în mine darul deosebirii Duhurilor. Matei 7, de la 15. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi spune cu Domnului, prorocii mincinoși, Matei, capitolul 7, de la 15. Dar poți să spui predicatorii mincinoși. Dar poți să spui cântăreții mincinoși. Dar poți să spui oameni iorii mincinoși. Sau orice altă slujire. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați haine de oi. Dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Amin? Așa este? Amin. Păi mă, oameni buni, păi uitați-vă la fratele Daniel și la ce face toată ziua. Și la cum se comportă în societate. Și la cum se comportă în familie. Dar stați de vorbă cu soția lui. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Tot așa orice pom bun face roade bune. Dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele. Și nici pomul rău nu poate face roade bune. Deci, fraților, faptul că noi cunoaștem Cuvântul Dumnezeu și ne uităm la un slujitor, predicator, profet sau orice o fie, ne uităm prin prisma Cuvântului Dumnezeu, asta nu înseamnă că avem darul deosebirii Duhurilor. Asta înseamnă că cercetăm în funcție de Scriptură. Cunoaștem Scriptura și în funcție de asta analizăm. Asta înseamnă că avem discernământ spiritual și, având în vedere că ne uităm în Scriptură, imediat vedem dacă e bun sau rău după roadele lui. E bine, fraților, dar manifestarea darului Duhului Sfânt este o forță supranaturală, ca orice altă forță. Este o descoperire dumnezeiască, spontană, dintr-o dată, în acel moment, în acel context, în acea clipă. Dumnezeu face necunoscut prin Duhul Sfânt. Asta înseamnă manifestarea Duhului Sfânt, adică a darului de deosebire a Duhului. În acel moment Dumnezeu transmite un gând în Duhul. O informație, o descoperire și în acel moment îi arată că nu este de la Dumnezeu. Cum pricepem noi aceste duhuri, fraților, care sunt anumite duhuri care, atenție ce vă spun acum, știm Scriptura, cunoaștem Scriptura și ne uităm la roată și zicem, na, ai trăit în mizerie 10 ani și ți-ai lăsat nevasta în țară și te-ai bărăcit în curvie și acum vrei să faci pe șeful, pe profesorul, pe profetul, pe învățătorul. Nu! Zice, Scriptura zice, după roadele lor, trebuie să cunoaște. Bun. Dar sunt anumite duhuri care nu pot fi demascate. Că sunt anumiți oameni care, pacea Domnului, uite aici 100 de euro pentru niște bolnavi. Și o pară cel mai bucât om din biserică.
Și sunt anumite duhuri și anumite personaje care nu pot fi demascate prin cunoașterea Scripturii, ci trebuie neapărat pus în aplicare, neapărat manifestarea darului de deosebire a Duhului. Fraților, darul deosebirii Duhului, darul deosebirii Duhului demască, identifică sursa, trece dincolo de cunoașterea Scripturii, trece dincolo de cunoștințele noastre acumulate. E o descoperire dumnezeiască, e de la Dumnezeu. Uitați-vă în Fapte, capitolul 16, vă dau exemple biblice, versetul 17, spune așa, s-a luat o roabă după Pavel și a strigat, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanal. Și ei povestesc calea mântuirii. Ce-o greșit roaba aceasta? O mințit ea? Că doar Pavel, cu slujitorii săi, cu echipa lui, erau oameni Dumnezeu. Și ei povestesc calea mântuirii. Și toți din jur au zis, mă, ce frumos. Și ei aplaudă, îi laudă. Și Pavel ar fi trebuit să tacă din gând. Zice, mă, dacă cineva e cu tine și te laudă și te ridică ca să aibă de unde să dea pline pământ mai acolo, da? Atenție, slujitorul. Versetul 18 spune, așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel s-a supărat. Un om al Dumnezeu, umil, să fie model pentru noi, Pavel, da? Pavel chiar poate să fie model pentru noi. Necăjit s-a întors și a zis, roabe, a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Sunt anumite duhuri care sunt atât de camuflate, atât de mascate, atât de frumos împachetate, ca și cadourile de Crăciun, că n-ai cum să le știi. Nu cunoști roadelor, mai ales la noi în diaspora. Mai ales la noi în diaspora, unde oamenii se duc și vin. Odată în Spania, odată în Franța, odată în Italia, odată în România. Duce și cunoaște. N-ai cum să cunoști. Așa noi am fost păcăliți. Am făcut o grămadă de ajutoare pe unii, pentru alții și câte unul mai și păcălit. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune. Deci, fraților, darul deosebirii Duhurilor demască sursa. Merge dincolo de vorbe. Dincolo de vorbe. Oamenii ăștia sunt pocăiți. Bravo, domnule pastor Pavel. Extraordinar. Dincolo merge. Darul deosebirii Duhurilor demască, atenție, motivația. Interesele acelei persoane. Oare ce interese are cât e laudă, mă, Pavel? Oare vrea și el un post în conducerea bisericii? Vrea să pună și el un alt microfon. Anania și Safira, știți motivația, au venit și au spus așa, noi am vândut o mușioară, uite aici banii. Au oprit o parte din bani, ceilalți au vrut publicitate. Au vrut să demonstreze că ei sunt deosebiți, au vrut aplauzele oamenilor. Și au fost demascați de omul Dumnezeu Petru, că s-a manifestat darul deosebirii Duhurilor. Motivația lui Simon. Știți că Simon s-a pocăit. Simon, pe care scrie în Fapte capitolul 8. Filip l-a botezat, domnule. Și am botezat o grămadă de tine în pacea. Și unii scupi pe angură astăzi. Și alții nu sunt pe biserică. Noi îi rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de ei. Să-i aducă înapoi. Și Filip a fost păcălit. Și l-a botezat pe Simon. Dar a venit într-o zi Petru. Că a avut darul deosebirii Duhurilor. Că Dumnezeu s-a manifestat. Și omul de-a Simon a văzut că oamenii aceștia își pun mâinile peste ceilalți și încep să primească darul. Și au zis Simon, nu, oameni buni, nu-mi dați și mie, vă dau niște bani. Vă cumpăr, vă plătesc, nu-mi dați și mie niște daruri. Și Petru îi spune, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Fraților, darul deosebirii Duhului demască motivația. De ce te laudă? De ce îți pune mâna așa pe spate și te bate pe spate? Oare de ce? De ce îți zâmbește în față? Oare ce interese are? În al treilea rând, fraților, darul deosebirii Duhurilor identifică, demască momentul când un credincios vorbește inspirat de Dumnezeu sau inspirat de la Cerul. Și vă rog să fiți atenți, că se întâmplă și ție, s-ar vrea să se întâmple și ție, s-ar putea să mi se întâmple și mie. La un moment dat, Iisus Hristos întreabă ucenicii, Matei 16, de la 13, cine zic oamenii că sunt eu? Petru sare în sus și spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Răspunsul lui Hristos, care a fost? Care a fost răspunsul lui Iisus Hristos? Nu! Dumnezeu, Duhul Sfânt a descoperit asta. Stai puțin. Petru îi răspunde la Iisus Hristos că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus îi spune, bravo, Petru! Duhul lui Dumnezeu te-a călăuzit și
ți-a făcut de cunoscut că eu sunt Hristosul, da? Nu carne și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Apoi, ne ducem în versetul 23. Petru e pocăit, fraților. Prin Petru a vorbit Dumnezeu. Și uitați-vă versetul 23. Iisus s-a întors la Petru și i-a spus așa. Pentru că am scos versetul din context. Iisus spune, va trebui să fiu atârnat pe cruci și va trebui să mor. Și Petru repede îl trage din mânică, zice, Iisuse, să nu cumva să se întâmple una, ca să nu mai vorbești, taci din gură, gata cu asta. Tu să mor, tu ești regele nostru. Și Iisus le ia toate și spune lui Petru, înapoi eu, mi-a Satan. Stai puțin. Petru, căruia Hristos îi spune, s-a descoperit Dumnezeu prin tine, sau Dumnezeu ți-a descoperit că eu sunt Fiul Dumnezeu, după ceva timp, nici nu trebuie să treacă mai mult de un ceas. Și-a zis, pleacă, înapoi a mea, Satană. Darul deosebirii Duhurilor, fraților, identifică momentul în care un credincios, de-al nostru, pocăirea nostru, poate să spună lucruri înțelepte de la Dumnezeu și poate să spună lucruri mai neînțelepte care nu vin de la Dumnezeu. Aș vrea, fraților, să pricepeți că e foarte ușor să demascăm, cunoscând Scriptura, e foarte ușor să demascăm oamenii sub ce influență lucrează, atât timp cât ne uităm la roadele lor. Auzi despre el că bețivul satului, ce să mai, gata, nu are roade, l-ai rezolvat. E așa de greu să demaști pe cineva care lucrează camuflat. Ascuns, împachetat, nimeni nu știe nimic. Pacea Domnului, să rămână, vorbește frumos cu tine, te înalță, te ridică. De aceea avem nevoie de darul deosebirii Duhului. E ușor să demași pe cineva care e obraznic. Păi zice, el numai așa simt eu că nu-i Dumnezeu acolo cu el. Că... Păi sigur că e ușor, că ai văzut că e obraznic. Și copiii lui Dumnezeu nu sunt obraznic. Și copiii lui Dumnezeu n-au obiceiul să certe în biserică. Așa spune cuvântul Domnului. E ușor să te uiți la un personaj feminin și să o vezi îmbrăcată sumar și să zici, n-are nimic cu Dumnezeu. Zice, vai ce știu eu, ce pregătire am, că mi-a arătat Dumnezeu, că mi-a descoperit Dumnezeu. E ușor că o vezi îmbrăcată sumar, că îl vezi obraznic, că îl vezi nesupus autorității bisericii și normal, e ușor, dar ce greu este și chiar imposibil din punct de vedere rațional sau din punct de vedere creștinesc să identifici pe cineva care ascunde, care povestește răul. De aceea, fie ca manifestarea Duhului Sfânt, a darului deosebit Duhului să se manifeste între noi. Amin? Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, fraților, și să vrim aceea. Să cântăm spre seama Domnului o cântare. Să facem și colegi, să ne închinăm cu darul noastră de bunăvoie și apoi să ne credințăm în brațul Domnului. Amin.
Amin, vă rog să ocupați locurile și voi face și câteva anunțuri pe care le-am demonstrat. Săptămâna viitoare, așa cum am anunțat deja, sâmbătă, vrem să avem o zi de post și rugăciune.